În această perioadă în care autoritățile pun acces pe faptul că persoanele care sunt trecute de 65 de ani să stea cât mai mult în casă și să limiteze contactul cu exteriorul pentru a fi ferite de infecția cu virusul COVID-19, Fundația Conservation Carpathia are în prezent în derulare un proiect de ajutorare a bătrânilor din zona de acțiune a Munților Făgăraș. Reprezentanții ai fundației merg acasă la cei pe care îi știu că sunt singuri și nu au cum să ajungă în sate pentru a-și procura hrană. Sunt distribuite săptămânal pachete cu alimente de bază. În situație în care suntem în momentul de față cu pandemie, viața pentru bătrâni este extrem de dificil, mai ales pentru ei care nu au rude sau care nu au venituri sau pensie foarte mică, pentru că nici mai au voie să pleacă din casă în momentul de față. Din acest motiv, Fundația Conservation Carpathia încearcă să ajute pe acest oameni. Noi intrăm acum în a treia săptămână din acest program Mâncare pentru Bătrâni. Noi pregătim pachete cu mâncare de bază, cum este orez, ulei, zahăr, dar și murături, sacusca, cemuri sau alte chestii, și livrăm aceste pachete direct la, la oameni care au nevoie de acest fel de ajutor. Noi lucrăm în momentul de față cu 10 diferite comunități în zona noastră de proiect, care începe în zona Muntele Leota și cuprinde întreaga partea sud-estică al Munții Făgăraș. Noi am dat cam între 500 și 600 de pachete în fiecare săptămână și acum pentru Paștele cred că este cel mai important să avem grijă pentru acest oameni. Activitatea Fundației pentru ajutorarea vârstnicilor va continua și în perioada următoare, pachetele cu alimente reprezentând un sprijin binevenit în contextul situației actuale.